m-am simțit deloc timorat, mă simt foarte onorat să mă aflu în fața dumneavoastră pentru a susține bugetul Ministerului Public, pentru a avea resursele Ministerului Public să funcționăm în cursul acestui an. M-am simțit chiar măgulit de atâta atenție care mi s-a acordat și este totul în regulă. Doresc să vă spun că Ministerul Public, așa cum are resursele bugetare, poate funcționa în condiții bune și foarte bune în cursul anului 2017. Bugetul acestui an este ceva mai mare decât anul trecut, fiindcă am fost sprijiniți să avem resurse pentru cumpărarea unui sediu pentru DICOT. Direcția de Investigare a Criminalității Organizate își are sediul într-o clădire pentru care noi plătim chirie în fiecare lună. Dacă vom reuși să achiziționăm acest sediu sau un alt sediu care se va considera că este optim pentru activitatea DICOT, va fi foarte bine. Aș dori să vă spun că nu avem nevoie de niciun fel de resurse suplimentare față de cele care le avem în acest moment, că Ministerul Public este o instituție a statului de drept care funcționează fără influențe și orice insinuări s-ar da în spațiu public, eu pot să înțeleg dezbaterea publică existentă, e normal într-un stat de drept. Eu doresc să vă asigur că noi ne facem datoria așa cum trebuie.